pentru că ne aflăm în preajma uneia dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății, și anume învierea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că ne aflăm și în proximitatea zilei de 1 mai, așa se nimerește, aș vrea și eu să transmit consătenilor mei, conjudețenilor mei, românilor și tuturor românilor din țară și de peste mări și țări. Le doresc sărbători pascale cu bucurie, cu înțelegere, cu decență, cu frumusețe și mai ales cu toleranță. Spun asta pentru că urmează o perioadă extrem de densă. Știți bine, alegerile parlamentare și locale nu ar fi trebuit să avem evenimente deosebite, să fim mai toleranți și decenți. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și Hristos a înviat.